Bine ați revenit la mobilissimo.ro! De-abia a fost anunțat OnePlus Nord 2 5G și l-avem. Este încă unul dintre telefoanele mid-range care vor să se bată cu flagship-urile. Cel puțin cele de anul trecut. Acum, am mai testat deja un OnePlus Nord în acest an. Este OnePlus Nord Core Edition 5G și a avut câteva aturi, s-a dus într-o zonă de preț mai joasă, dar ăsta este adevăratul succesor pentru OnePlus Nord-ul de bază de anul trecut. De aceea îi spune OnePlus Nord 2 5G. Eu am aici varianta pentru presă, de aceea am și aceste 3 huse extra pe care o să le vedeți imediat, dar voi o să primiți așa cutia, destul de înaltă, de culoare neagră, cu accente albastre. Și nu e doar accentul albastru, ci și versiunea de telefon. Avem acest OnePlus pe versiunea Blue Haze și arată la modul ăsta. Știu, camera aduce cu cea de pe OnePlus 9 ca design al modulului. Telefonul nu e foarte greu, pare fabricat din materiale premium, o să vă lămuresc imediat și hai să-l pornim și să vă spun una alta. La momentul realizării acestui material, știu că ar trebui să aibă un preț în jurul la 399 de euro, preț de pornire, dar eu am varianta cu mai mult RAM și stocare, care o să coste un pic mai mult. Telefonul acesta gravitează în jurul procesorului. El îl face special. Până acum am avut saltul de praguri, de la 7 nanometri la 5 nanometri. El are procesor de 6 nanometri și mizează mult pe AI. Are funcții AI pentru ecran, pentru gaming, pentru baterie și pentru cameră. Cum o să vă arăt și un efect foarte interesant la animația de pornire și cred că e cazul să dăm drumul cu unboxing-ul propriu-zis. Este un telefon cu o cameră triplă, cu o baterie care se încarcă foarte rapid, cu clasicul deja ecran pentru OnePlus Fluid AMOLED și cu surprize. Să-i dăm drumul, zic! Așa arată noul OnePlus Nord 2 5G de aproape și așa arată spatele său. Asta este varianta Blue Haze, care este un fel de albastru foarte deschis cu un pic de verde. Camera aduce cu OnePlus 9, evident. Și acest accent de albastru se găsește și pe cutie și aici în această zona cutiei pentru presă. O să iau acest monolit și o să-l pun deoparte. Și hai să vă arăt aceste trei huse pe care le-am primit în, din nou, ediția pentru presă. Întâi avem ceea ce numesc eu versiunea urbană de husă, pe care stau scrise atributele telefonului. Avem mega baterie, avem 5G, avem chipset MediaTek menționat aici și mai avem și haptic 2.0 pentru un feedback mai bun la muzică și jocuri. Și mai sunt și alte mențiuni aici, v-am spus urban stil graffiti. Încă o husă cu gradient de la portocaliu la albastru deschis, similar cu nuanța spatelui telefonului. Și asta este varianta mai elegantă, simplă, pe negru. Iar în cutie, această cutie e destul de înaltă, hai să vedem ce accesorii găsim. Începem cu încă o husă, de data asta o veți primi și voi, cumpărătorii de rând, și este una cu toate decupajele aferente, cu un model aici interesant, cu un fel de săgeată, slash fulger, slash profil de monopost de Formula 1, în fine, mai departe avem acest plic în care vom descoperi cheița ce oferă acces la sloturi, două sloturi nano SIM și atât, nu avem micro SD, aici un mesaj de la echipa. Fiți atenți că scrie aici The Nord Team, adică nu este echipa, toată echipa OnePlus, este echipa care s-a ocupat de proiectul OnePlus Nord dedicată acestui telefon și cu un mesaj pentru cumpărători. Quick Start Guide și Safety Information, adică ghidul telefonului și informații despre utilizarea sa în siguranță. Mă gândesc că acolo ar trebui să fie și niște date despre SAR, de care voi mă întrebați destul de des, vă citesc comentariile, stați liniștiți. De asemenea, în cutie se află cablul de la USB-C la USB-A, roșu ca de obicei pentru OnePlus, fără căpăcele față de alte cabluri oferite de OnePlus, iar ăsta este încărcătorul generos ca dimensiuni și nu degeaba, nu este un încărcător standard, ci unul special cu Warp Charge 65. 65W și conector USB-A, pe hârtie ni se promite că acest alimentator duce telefonul de la 0 la 100% în drumroll 30 de minute. Vom testa treaba asta și vom reveni cu confirmarea sau infirmarea. În general, când OnePlus promite ceva la capitolul baterie, cam tinde să livreze. Și ultimele telefoane OnePlus s-au încărcat rapid. Acum, v-ați dat seama după modul în care tot învârt acest telefon în mână că e comod de utilizat cu o singură mână și destul de aderent, să vorbim despre design.
Sticlă în spate, o sticlă lucioasă pe varianta aceasta Blue Haze, mai este o variantă Grey Sierra și Green Woods, am înțeles că ar varia puțin și texturile. Camera nu este foarte mult în relief, rama este din plastic și are o grosime de 8,25 mm, avem sticlă în față și o greutate de 189 de grame, care nu mă deranjează absolut deloc. Mai departe, trebuie să vă spun și că telefonul este tratat cu un strat special anti-zgârieturi, pătare și grăsime în cazul spatelui. Apoi, butoanele. Aici în stânga avem butoanele de volum, în dreapta avem butonul power și, evident, faimosul mute switch pe care îl găsim pe OnePlus-uri de ceva vreme. Acum o să discutăm despre display. Este un panou Fluid AMOLED, așa cum a tot folosit OnePlus în ultima vreme, 6,43 inci, în ceea ce, în mod bizar, aș numi o diagonală mică față de ce avem în ziua de azi, dar e fix ideală pentru o mână ca a mea, spre exemplu, adică nici prea mare la 6,9 inci, nici sub 6 inci perceput de unii ca mic. Așa cum spuneam, Fluid AMOLED, 6,43 inci, Full HD+, și nu am uitat de refresh rate, din fabrică vine setat pe, hai să vă arăt, 90 de Hz. Dacă vreți să faceți economie de baterie, îl setați pe 60 de Hz. Aspect 20:9 și ecranul are un decupaj pentru camera selfie în stânga sus și dacă te uiți cu atenție în jurul său, o să vezi că OnePlus a aplicat deja o protecție pentru ecran. O protecție din plastic pentru acest display. N-aș spune că are muchile foarte groase, doar niște bărbie jos, dar nu la modul exagerat. Și acum aș numi vedeta acestui produs procesorul său. În primul rând avem de-a face aici cu un MediaTek Dimensity 1200 AI. Atenție, nu e 1200 clasic. MediaTek a colaborat cu OnePlus pentru acest CPU. Varianta sa non-AI se găsea pe Oppo Reno 6 Pro și un Redmi K40 Game Enhanced Edition. E clar că e un procesor puternic, e un procesor de 6 nanometri, asta nu prea am mai văzut în ultima vreme, noi am sărit de la 7 la 5 nanometri, nu prea am trecut prin 6 nanometri. Un proiect marca TSMC, însoțit de multiple versiuni de RAM. Vedeți voi, noi avem noroc, avem varianta cu mult RAM, 12 GB, LPDDR4X. Sunt și variante cu 6 GB de RAM și cu 8 GB de RAM. La capitolul stocare avem 256 GB UFS 3.1, dar sunt și variantele telefonului cu 128. Țin să vă reamintesc, nu avem slot microSD, iar trecând la baterie este una de 4500 mAh, care se încarcă la, așa cum scrie aici, 65W. Pentru securitate, o să vedeți imediat iconul cititorului de amprente. Am aici un combo cu deblocarea facială, ca să se miște lucrurile mai bine. Iar la capitolul acustică avem difuzoare stereo, unul se află jos, celălalt este earpiece-ul de convorbiri în această meșă grilă discretă de aici. Cât despre conectivitate, telefonul este unul 5G, cred că puteți ghici foarte ușor acest lucru. Are două sloturi nano SIM, are de asemenea la dispoziție și Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 și vreau să mă opresc puțin aici. Are Bluetooth 5.2 cu suport LDAC, care am înțeles că este important dacă ai căști premium care suportă asta, și suport aptX HD. Ai NFC pentru plăți, ai GPS, GLONASS, Galileo și Beidou pentru localizare, USB-C 2.0, portul din zona inferioară și de asemenea mai ai la dispoziție și două sloturi nano SIM, pe care cred că le-am menționat cam mult. Microfon sus, microfon jos și SIM tray-ul aici, binișor deghizat. Acum, cred că e cazul să discutăm și despre camere și o să încep cu cea selfie. 32 de megapixeli, decupată în ecran, aici în colț sus, un senzor Sony IMX615. O cameră selfie capabilă de stabilizare electronică și filmare Full HD, la 30 de cadre pe secundă. În spate, v-am zis că acest modul seamănă cu ce am primit ca design pe seria OnePlus 9 și include 3 camere. Cea principală ar putea face furor, este o cameră de 50 de megapixeli cu lentilă 6P, stabilizare optică și deschidere f1.88. Mai important mi se pare senzorul său Sony IMX766. Nu de data, dar el se afla pe Oppo Find X3 Pro și pe Oppo Reno 6 Pro Plus, care nu sunt chiar telefoane de aici de acolo. O cameră cu stabilizare optică, așa cum am spus, iar este însoțită de o cameră de 8 megapixel ultra-wide, cu deschidere f2.25 și unghi de captură de 119 grade.
A treia cameră are 2 megapixeli, este aici mică și este o cameră monocromă. Aș bănui că ne va ajuta la portrait slash bokeh. Blitz dual LED și dual tone, o cameră capabilă de zoom între 0,6, adică ultra wide și 10x și știe ceva numit multi autofocus, adică o să combine phase detection autofocus cu continuous autofocus. Filmează în 4K la 30 de cadre pe secundă, așa cum vedeți aici, 4K 30 fps, 1080p 60 fps, 720p 60 sau 30 fps. Alminteri mai știe și Nightscape Ultra, adică are acest night mode aici și are chiar și un mod special pentru trepied. Asta e zona video, care include și îmbunătățire AI. Asta este zona foto, inclusiv cu opțiune AI Photo Enhance. Captură portrait și am înțeles că am avea și un mod nocturn portrait, plus secțiunea more cu timelapse, ultra resolution, slow-mo și pro. Dar și dual view video, încât să faci captură simultan cu camera din față și cele din spate. Plus un movie mode, dacă îți plac capturile ceva mai cinematice și cu extra opțiuni de control. Cam atât despre cameră, cred că am terminat, deși nu poți termina niciodată pentru că sunt multe, multe funcții de înșirat. Spre exemplu, camera selfie are o funcție group shot, asta este doar un exemplu, și am înțeles că poți filma cu acest telefon aplicând HDR în timp real. Foarte mult accent aici se va pune pe procesor. Asta vă zic de pe acum, în recenzie o să vorbim mult despre procesor, pentru că el vine cu niște funcții AI. Adică, dacă eu intru acum în zona de setări pentru ecran, are două funcții de inteligență artificială, AI Resolution Boost și AI Color Boost, ele sunt puse în funcțiune de procesorul acesta de la MediaTek. Avem și o funcție AI pentru gameri și funcțiile AI din cameră pentru video și foto, tot cu ajutorul acestui procesor sunt puse la treabă. Dacă vreți să discutăm despre software, e clar că avem Android 11, iar peste el avem aplicat noul Oxygen OS 11.3. Ne aducem mari schimbări, avem printre altele aici o aplicație Games, utilă pentru gameri, cu câteva îmbunătățiri și tool-uri pentru a face experiența mai plăcută. De asemenea, avem Dark Mode, ar trebui să găsim aici, iată, Dark Mode, Nearby Share, mai avem de asemenea și Zen Mode și altele pe care le vom descoperi, inclusiv această zonă utilă, acest agregator de vreme, Memo, aplicații recente și funcția care îți arată unde ți-ai parcat mașina ca să nu pățești ca în acel episod din Seinfeld când s-au pierdut de mașină la mall. Tot la capitolul software, vreau să vă zic că acest telefon va primi 2 ani de actualizări Android și 3 ani de actualizări de securitate. Cam atât deocamdată despre acest OnePlus Nord 2 5G. Îl găsesc ușor de manevrat, foarte promițător, cel puțin pe hârtie, la capitolul cameră și vă pot dezvălui un teaser, și anume că procesorul de la interior bate destul de ușor flagship-uri de anul trecut. Cum stă față de cele de anul ăsta? E, asta o să aflați în review și mai ales cum stă la jocuri și ce alte funcții AI mai dezvoltă acest procesor MediaTek. Era o perioadă când toți subestima MediaTek și unii ziceau: nu cumpăr procesorul, nu cumpăr acest telefon care are procesor MediaTek. Acum, acest Dimensity ar putea vinde telefonul. Cam atât de la noi, la revedere!